Povești dulci de la domnița. A fost odată un țăran sărac și țăranul ăsta sta într-o seară în fața vetrei și dregea focul alături de nevasta lui care torcea. Și în tăcerea care se așternuse în odaie, se auzi deodată glasul bărbatului. Ce rău e că n-avem și noi copii! Casa noastră e atât de pustie și de tristă, pe câtă vreme în casele altora e numai forfotă și veselie. Ai, asta așa-i, răspunde femeia oftând, de-am avea măcar unul singur și chiar de-ar fi micuț cât degetul cel mare de la mână și încă aș fi mulțumită și l-aș iubi din toată inima. La câteva vreme după aceea, se întâmplă ca femeia să rămână grea și după 7 luni dădu naștere unui prunc. Copilul, cum să vă spun, avea înfățișare omenească la fel ca orice copil, numai că era tare mic cât un deget. Dar altfel era bine făcut ca un voinic de o șchioapă. Părinții nu-și mai încăpeau în piele de bucurie și își ziceau mereu: s-a nimerit să avem un copil taman după cum ne-a fost dorința. Flăcăul ăsta o să fie bucuria vieții noastre și ne-o fi drag mai mult decât orice pe lume. Și din pricină că era așa micuț de statură, îi ziseră prichindel. Copilașul nu ducea lipsă de nimic, dar cu toate că îi se dădea să mănânce din belșug, nu crescu deloc, nici un piculeț, ci rămase ca în ceasul când s-a născut. Dar după cum căta la toate cu ochișorii lui vioi și neastâmpărați, se vedea cât colo că era isteț, nevoie mare și pe ce punea mâna îi ieșea din plin, fiind cu minte și îndemânatic la toate. Într-o zi, taică-său tocmai se pregătea să se ducă în pădure să taie niște lemne. Și cum ascuțea securea, nu știu cum zise el mai mult pentru sine: eh, bine ar fi fost de aș fi avut pe cineva care să vină cu căruța după mine. De asta nu-ți fie grijă, taică, strigă prichindel, că ți-aduc eu căruța și să știi că la vremea hotărâtă sunt cu ea în pădure. Auzindu-l ce zice, țăranul începu să râdă. Ei, trăcie, dar cum ar fi cu putință o treabă ca asta, se miră el, că doar ești prea micșor ca să poți ține hățurile. Păi, asta nu-i nicio piedică, taică. Mama o să-mi înhame calul, iar eu o să mă vâr în urechea lui și de acolo o să-i poruncesc tot timpul încotro să o ia. Ai, dacă zici tu așa, așa să fie, se învoi taică-său. Odată om putea încerca. Când socotic ar fi tocmai timpul potrivit pentru plecare, femeia înhămă calul la căruță și îl așeză pe prichindel în urechea acestuia. Și băiatul prinse a striga într-una îndemnând bidiviul: hei, hei, murgule! Ca să o ia numai încotro trebuia. Și calul se îndemna la drum și gonea întins spre pădure de parcă ar fi fost condus de un vizitiu priceput. După câteva vreme, prichindel ajunse cu căruța la marginea pădurii. În clipa când fu să cotească la capătul unei cărărui și în timp ce striga din toți rărunchii: hii, hii, murgule! Îi ieșiră în cale 2 străini. Măi, ce-o mai fi și asta? Strigă unul din ei, mirându-se strașnic. Ia te uită, căruța merge singură, dar cineva trebuie să mână calul, numai că de văzut nu se vede nimeni. Unde-o fi căruțașul naiba să-l ia? Să știi că ăsta nu-i lucru curat, răspunse celălalt. Ia hai să ne luăm după căruță să vedem unde are să se oprească. Căruța se afundă în pădure și se opri într-un luminiș, taman pe locul unde era stivuită o grămadă de lemne tăiate. Și de cum îl zări pe taică său, prichindel îi strigă: vezi, tată, că am venit cu căruța, după cum ne-a fost vorba. Acum vino de mă dă jos! Tată său apucă cu mâna stângă calul de căpăstru, în timp ce cu dreapta îl scoase pe prichindel din urechea calului. Flăcăul se așeză vesel pe un pai să se mai hodinească nițeluș. Când îl văzură pe prichindel, cei 2 străini rămaseră încremeniți de uimire și nu mai știură ce să spună. Dar într-un târziu,
Își veniră în fire și unul din ei îl luă pe celălalt deoparte și îi șopti la ureche. Ei, ascultă, frățioare, știi tu cum ne-am pricopsit cu prichindelul ăsta de la m-arăta mulțimii pe la bâlciuri în târgurile mari? Hai să vedem de nu-l putem cumpăra, că bună afacere ar mai fi. Se îndreptară apoi spre tatăl băiatului și, intrând în vorbă cu el, îi ziseră: ia ascultă, omule, n-ai vrea să ne vinzi nouă prichindelul ăsta? Și să n-ai nicio grijă, că o să o ducă mai bine ca acasă. Nici prin gând nu-mi trece, răspunse țăranul, că doar un singur copil am și mi-e drag ca sufletul, nu-l dau pentru tot aurul din lume. În această vreme, auzind spusele drumeților, prichindel se urcă în pripă pe cutele hainelor lui taicăsu, până ce-i ajunse pe umeri și șopti la ureche: vinde-mă, tătucă, și nu-ți fie teamă că mă întorc eu de grabă înapoi. Taicăsu ascultă de flăcău că-l știa isteț și, vânzându-l celor doi străini, luă părăluțe bune pe el. Unde vrei să șezi, ca să-ți fie mai la îndemână? Îl întrebară ei după ce se încheie târgul. Așezați-mă pe pălăria uneia din voi, dar așa, mai înspre margine, că acolo am loc destul să mă preumblu și o să privesc la locurile pe unde treceam, fără teamă că am să pic jos. Îi făcură pe plac omulețului și după ce prichindel își luă rămas bun de la taică-său, porniră la drum. Merseră ei așa până începu a se lăsa amurgul și după o vreme numai cel auziră pe prichindel că le strigă cât îl țineau puterile: dați-mă jos! Dați-mă jos mai degrabă că m-au apucat nevoile! Bă, rămâi acolo sus unde ești și fă-ți treaba liniștit, răspunse omul pe pălăria căruia ședea. Nu te sinchisi de fel că n-am să mă supăr pentru un fleac ca ăsta. Doar se întâmplă că și păsările cerului să scape câte ceva pe pălăria mea. Și ce? Mă supăr pe asta? Nu, nu vreau, strigă prichindel. Știu eu singur ce se cade și ce nu. Dați-mă repede jos! Omul își scoase pălăria și îl lăsă pe prichindel pe un ogor, la marginea cărării ce tăia câmpul. Prichindel începu să sară printre brazde și să se preumble printre bulgării de pământ despicați de tăișul plugului. Și deodată, pe nesimțite, se strecură într-o gaură de șoarece pe care o dibuise de cum fusese dat jos. Noapte bună, boierilor! Le aruncă prichindel în bătaie de joc. Și mai duceți-vă acasă și fără mine! După ce o ștersese, își mai râdea și de ei. Cei doi pișicheri erau cătrăniți rău și alergară într-acolo într-un suflet. Vârâră un băț în gaura de șoarece ca să dea de el. Scotociră încoace, scotociră încolo, dar truda le fu zadarnică. Prichindel se vârâ tot mai afund și cum între timp se întunecase de-a binelea, oamenii trebuiră să se lase păgubași și să-și caute de drum. Și rămaseră cu punga goală, dar cu sufletul plin de obidă. Când prichindel băgă de seamă că au plecat, ieși îndată afară din ascunzătoare. Mare primejdie te paște de mergi pe ogor pentru necimea asta, aș zise el. Lesne îți poți frânge gâtul în vreo hârtoapă. Dar spre norocul lui, în drum dădu peste o găoace de melc. Slavă ție, Doamne, că am unde să mân pe noapte, fără nicio grijă, strigă el bucuros și se cuibări în găoace. Când era aproape să-l fure somnul, numai ce auzi doi oameni trecând pe acolo. Și unul din ei zicea: ei, cum am putea face noi ca să punem mâna pe banii și argintăria popii, că-i putre de bogat? Las că te învăț eu cum! Îi răspunse prichindel, întrerupându-i din vorbire. Ce fușie asta, frate meu? Strigă speriat unul din hoți. Parcă am auzit pe cineva vorbind. Hoții se opriră pe loc și ascultară cu luarea minte. Atunci prichindel grăi iarăși: luați-mă cu voi și nu o să vă pară rău, că o să vă ajut. Dar unde ești, măi omule? Căutați cu atenție pe jos, răspunse prichindel, dar numai înspre partea de unde mi se aude glasul. În cele din urmă, cei doi hoți dădură peste voinicelul nostru și îl ridicară în sus. Bine, mă, Nichi Percea, te lauzi tu că ai putea să ne ajuți pe noi? Păi în ce chip anume? Ba, nu mă laud deloc și uite cum am să fac.
O să mă strecor printre grațiile de fier, în cămara popii. Și apoi o să vă dau de acolo tot ce o să vă poftească inima. Aferim! Încuviințară cu bucurie hoții. Și acum, hai la treabă, să te vedem ce poți. Când ajunseră ei la casa popii, Prichindel se strecură în cămară și începu să strige cât îl ținea gura. Mă, vreți să vă dau tot ce-i pe aici? Hoții se înspăimântară rău și căutară să-l domolească. Cii, vorbește prea mai încetişor, nu cumva să trezești pe cineva. Dar Prichindel se prefăcu că nu îi înțelesese și începu să strige cu și mai multă tărie. Ce vreți, mă? Vreți tot ce-i pe aici? Bucătăreasa, care se odihnea în odaia de alături, auzind tot ce spusese flăcăul, se ridică în capul oaselor și ascultă mai departe cu luarea minte. Când îl auziră răcnind, pe hoții cuprinse iar frica și luându-și picioarele la spinare, fugiră o bună bucată de drum pe unde se nimeri. Dar în cele din urmă prinseră iar inima și își ziseră că omulețul e un ghiduș și că îi place pe semne să glumească în felul ăsta. Se întoarseră și își șoptiră printre dinți. Hai, lasă-te de șoții și aruncă afară ceva de acolo! Atunci Prichindel începu să strige din răsputere. Vă dau tot ce-i pe aici, dar întindeți numai mâinile! Bucătăreasa, care trăgea cu urechea, desluși de data asta fiecare cuvințel și, sărind din pat, dădu buzna în cămară. Auzind lipăit de pași, hoții o luară la sănătoasa de parcă i-ar fi gonit scaraoțchi din urmă. Slujnica nu se dumerea de fel ce se întâmplase și cum a orbecăia și nu deslușea nimic din pricina întunericului, se grăbi să aducă din camera ei o lumânare aprinsă. Când veni îndărât cu lumina, Prichindel se furișă în șură, fără ca femeia să-l fi putut zări. Biata slugă se culcă din nou, socotind că poate a visat cu ochii deschiși. Prichindel urcă pe grămezile de fân și își căută un loc potrivit pentru culcuș. Gândea să-și odihnească oasele, cuibărit în pătuceanul ăsta moale, până în revărsatul zorilor și apoi să se reîntoarcă acasă la părinții lui. Dar vezi că i-a fost hărăzit să mai pătimească și să mai treacă prin nenumărate belele, că multe necazuri și nenorociri trebuie să întâmpine omul pe lumea asta. Cum se crăpă de ziua, slujnica se sculă să dea de mâncare la vite. Mai întâi intră în șură, de unde luă un braț de fân și se nimeri că tocmai în fânul acela să-și fie aflat Prichindel culcușul. Dar flăcăiașul nostru era atât de adâncit în somn, încât nu prinse de veste și nu se trezi decât când fu în gura unei vaci, care îl înghițise odată cu fânul. Ah, Doamne, se minună el, cum de ajunse în moara asta! Dar își dădu numai decât seama unde se află și se feri cu grijă să nu-l macine vaca între măsele. Dar în cele din urmă se pomeni alunecând în pântecele vacii. Ce întuneric e în încăperea asta! Pe semne că a uitat să facă ferestre, își zise Prichindel, și de-aia n-are pe unde pătrunde soarele. Și barem de-aș avea la îndemână vreo lumânare, dar de unde să-ți faci rost pe aici de așa ceva? De altfel, adăpostul nu era câtuși de puțin pe plac și ceea ce îl supăra și mai mult era fânul care venea în grămezi, sporind necontenit, astfel că locul cu pricina se strâmtora din ce în ce mai mult. De frică, Prichindel începu să strige cât îl ținea gura. Nu mai dați fân! Nu mai dați fân! În clipa aceea, slujnica tocmai mulgea vaca și, auzind glas de om și nevăzând pe nimeni și fiindcă recunoscuse că era tot glasul care o trezise din somn peste noapte, se înspăimântă într-atât că alunecă de pe scăunel și răsturnă laptele care se risipi pe jos. Alergă ea apoi la fugă la stăpânul său și îi zise, abia trăgându-și sufletul, Văleu, părinte, vaca noastră vorbește! Pe semne că ți-ai pierdut mințile, femeie, o înfruntă popa. Totuși se duse în grajd să vadă ce s-o fi petrecând pe acolo. Dar de îndată ce a ajuns în prag, Prichindel începu să strige din nou. Nu mai dați fân! Nu mai dați fân! Popa încremeni de spaimă și crezând că a intrat necuratul în vacă, porunci să fie tăiată numai decât.
După ce o tăiară, slugile aruncară burta vacii la gunoi. Și prichindel izbuti cu mare greutate să-și facă drum de ieșire ca să scape de acolo. Dar abia își scoase capul la lumină că o altă nenorocire se abătu asupra lui. Un lup, hămesit de foame, care se furișase prin ogradă în căutarea unei bucături, zări tocmai atunci ceea ce căuta și înghiți pe îndată toată burta dintr-o hăpăitură. Dar prichindel nu își pierdu curajul. Poate că o fi vreo făptură de înțeles lupul ăsta, gândi el. Și din bezna în care se afla, începu să strige în toate puterile. Dragă lupușorule, știu eu un loc unde ai putea găsi un ospăț pe cinste, să te înfrupți numai cu bunătăți. Așa? Și unde-i locul cu pricina? Întrebă lupul. În cutare și cutare loc, îi desluși pe îndelete glasul. Și n-ai alta de făcut decât să te vâri în cămară printr-o bortă din perete. O să dai acolo peste ce nici nu gândești, cârnați, slănină și cozonaci și totul din belșug, să mănânci cât îți poftește inima. Dar lupul de unde era să știe că prichindel gândea să-l ducă tocmai la casa tatălui său? Nu se lăsă mult rugat și o porni într-o goană într-acolo. Peste noapte se strecură prin bortă în cămară și începu să înfulece bucuros din toate bunătățile. După ce se sătură, vru să-și ia tălpășița tot pe unde venise. Dar de mult ce se giftuise, îi se umflase burduhanul încât nu-i mai fu cu putință să iasă prin bortă. Pe asta își bizuise și prichindel socoteala din capul locului și începu de îndată să facă o larmă strașnică din burta lupului, țipând și urlând cât îl țineau puterile. Dă mai stâmpără-te și taci odată, că ai să scoli lumea din somn, se răsti la el lupul. Ce-mi pasă de s-or trezi, răspunse flăcăul. De ospătat tu te-ai ospătat pe îndestulate, acum e rândul meu să petrec și petrec numai cum e voia. Și începu iar să strige cât îl lua gura. În vremea asta, de atâta zarvă, părinții lui prichindel se treziră din somn și alergară spre cămara de unde venea glasul. Se uitară înăuntru printr-o crăpătură și, când văzură lupul, deteră fugă de luară omul toporul, iar femeia coasa. Rămâi tu în urmă, zise bărbatul către nevasta sa, în clipa când se pregătea să intre pe ușă. Dacă nu moare, după ce l-o izbi eu în moalele capului cu toporul, înfige și tu coasa în el și caută de ispinte că burta. Auzind glasul lui taică-său, prichindel începu să strige. Taică, dragă, eu sunt aici, în burta lupului! Slavă Domnului că ne-am regăsit copilul, că ne e mai drag decât sufletul, rosti omul, nemai încăpându-și în piele de bucurie. Apoi îi spuse femeii să lase coasa deoparte, ca nu cumva să-l vatăme pe prichindel și, ridicând toporul, îl izbi pe lup drept în moalele capului. De căzu acesta trăsnit la pământ. După aceea, aduseră un cuțit și o foarfecă și, spintecându-i burta, îl scoaseră de acolo pe fiul lor cel iubit. Vai, de-ai ști cât de mult ți-am dus grija, zise taică-su. Of, mult mi-a fost dat să mai colind și eu prin lume, dar acum, slavă Domnului, pot răsufla în voie că mi-e îngăduit să văd iarăși lumina zilei. Dar pe unde ai tot umblat, dragul tati? Mai bine întreabă-mă pe unde n-am fost. Ah, tată, am nimerit mai întâi într-o gaură de șoareci, apoi în pântecele unei vaci și în cele din urmă am ajuns în burta lupului, dar de-acu rămân pentru totdeauna cu voi. Iar noi n-o să te mai vindem nici pentru toate bogățiile din lume, ziseră părinții lui prichindel și prinseră să-l sărute și să-l drăgălească. Îl ospătară apoi cu ce aveau ei mai bun în casă și făcură îmbrăcăminte nouă că cea veche se ponosise de cât o purtase pe drumurile cele lungi și grele.